Uniunea Salvați România a primit majoritatea voturilor din Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia sau Olanda. PNL a fost însă pe primul loc în Spania și Italia, țări în care se află cele mai mari comunități de români din afara granițelor. PSD a câștigat, în schimb, voturile românilor din Israel sau Macedonia. UDMR și-a judecat, desigur, nu e nicio surpriză, cele mai multe voturi din Ungaria. Singurele secții din străinătate, aglomerate ieri, au fost în Republica Moldova, țară în care s-a înregistrat cea mai mare prezență la urne. Peste 30.000 de români au votat dincolo de Prut, cei mai mulți cu PMP. USR a ieșit pe primul loc în Coreea de Nord, unde au votat 9 români, dar și în Statele Unite, unde datele centralizate până la ora 10 arată că Uniunea Salvați România a obținut aproape 49% din voturi. După scandalul de la prezidențiale, în diaspora au fost deschise mai multe secții, în total 417, însă numărul de alegători a fost la o treime față de acum 2 ani. În registrul electoral sunt înscriși aproape 610.000 de români din afara granițelor, dar au votat aproximativ 110.000. Din cauza diferențelor de fusorar, votul din străinătate a durat 35 de ore. A început sâmbătă seară în Noua Zeelandă și s-a încheiat azi dimineață la ora 7, ora României, pe coasta de vest a Statelor Unite și în Canada. Aproape 9.000 de români s-au înscris pentru a vota prin corespondență, însă doar jumătate, 4.561, au trimis plicurile în termenul legal.